Să revenit la un nou episod unde vom reacționa la PES-ul cu numărul 32. Da, știu, o reacție foarte, foarte întârziată și o să vă spun și de ce. Am avut probleme cu telefonul, în sensul că n-am mai avut memorie și nu prea aveam cum să filmez. Așa că dacă cumva, încă nu e stabil telefonul meu, ca să știți, tot am probleme cu el, dar e mai ok, să zicem, dar dacă acest videoclip pe parcurs se va mai întrerupe și așa mai departe, vreau să știți că îmi cer scuze pentru calitatea proastă pe care vă ofer în momentul de față. Da, asta e, ne adaptăm și noi la ceea ce putem. Și avem PES-ul, o să trecem rapid prin el, deci foarte, foarte rapid, înainte de a începe acest episod. N-am mai postat de foarte mult timp, am făcut anunțuri, alea. V-aș ruga să apăsați butonul de like, share, subscribe, să intrați pe serverul de Discord și fără a mai lungi, haideți să începem. Băi, sincer, chiar mi-era dor să fac episoade de genul. Nu știu dacă se poate observa din vocea mea, că chiar am un hype foarte mare, pardon. Chiar mi-era dor să fac din nou chestia asta. Și da, haideți să începem. Apropo, băieți, vedeți că aveți jos în descriere acolo un videoclip info unde v-aș ruga să lăsați întrebări, pentru că vreau să facem un videoclip unde facem un nou Q&A și să răspund de acolo, gen la întrebări și așa mai departe, pentru un episod special unde am făcut 700 de abonați, fiindcă suntem 704 în momentul de față când filmez eu, și am zis să fac un episod special, na, cum facem de fiecare dată. Și haideți, duceți-vă acolo și lăsați cât mai multe întrebări despre absolut orice, despre canal, despre viitorul acest canal, despre mine, despre ce vreți voi, da? Ok, haideți să începem acum. Am schimbat foarte, foarte multe lucruri pe aici. Avem un nou case, avem un case de evenimente, mă refer. Avem un nou lucky spin foarte, foarte genial. Nu o să stau să mă uit prea gen, na, ăsta e mișto și ăsta e tare rău de tot și ăsta și atât. Și gen tot lucky spin-ul e mișto, dar v-am arătat așa premiile mai mari. În fine, voi deja știți lucrurile astea, știți și case-ul ăsta, le știți pe toate, fiindcă na, s-o adăugat înainte să fac eu acest episod. Și bineînțeles că avem aici PES-ul cu numărul 35, unde o să trecem foarte, foarte rapid prin el. Pe prima și prima dată cu un Deagle la Tier 21, care după părerea mea Deagle-ul ăsta arată genial, e și Tier 4, de data aceasta ne arată ce Tier e. O, calmea rău de tot, aș fi spus că e Tier 5, dar îmi place că de data asta acum ne arată ce Tier e. Avem o animație, în PES-ul acesta avem două animații. Animația aceasta este pe R15, bă, o animație chiar mișto și îmi place, n-am de ce să mint. Avem aici primul item la PES-ul gratis, care este pescar, un skin pescar destul de interesant, și avem un skin pe AK, care și ăsta e mișto, ăsta arată forță rău de tot dacă mă întreb pe mine. Un avatar, primul avatar din acest PES, blană rău de tot. Avem încă un avatar, foarte mișto și acest avatar, și e gratis, vedeți că e gratis, arată destul de bine. Avem un standard, 100 de bănuți. Avem aici un skin pe Euratiu, pe sniper, gen, da, arată bine și ăsta, nu prea îmi dau seama ce model, ăsta e cute rău de tot, mă, are păsărele pe el, e mișto rău de tot skinul ăsta, chiar e mișto. Avem această emblemă, mai bine zis, pardon, care e o broască, nu știu ce ar trebui să însemne astea. Asta, pardon. Avem un standard, avem primul skin pe grenadă care arată destul de mișto. Vezi că e tare rău de tot skinul acesta. 100 de bănuți, avem un skin pe SA58. Băi, dar n-am mai jucat nici critica, l-au venit și noul sezon de ranked. Da. Am uitat și armele. Avem acest skin pe SA58, Tier 3, care arată foarte, foarte bine. Avem în continuare acest skin pe FP6, ok, nu prea îmi place, să fiu sincer cu voi, să zicem. 100 de bănuți, avem skinul acesta pe AK mai șterpelit, așa mai zgâriat, să-i spun așa,
fiindcă na, ăsta este același skin de aici, de la Tier 3, numai că ăsta na, e mai zgriat așa, dar oricum e mișto, e mișto. Se poate vedea că e mai închis, e mai urât, e mai asta, dar chiar arată bine rău de tot. Avem un skin pe AUG, același model cu sniperul, foarte mișto și ăsta, dar mai bine arată pe sniper, să fiu sincer. Avem un premium, un standard, 100 de bănuți, un standard din nou. La Tier 20 avem o emblemă cu o molie, cred că e asta, nu e flutur, e molie. Și un skin pe flash. Mai departe avem skinul acesta, wow! Vezi că arată bine skinul ăsta de Tier 3 pe AR. Chiar arată bine, e mișto, e mișto, îmi place. Avem 100 de bănuți, după cum puteți vedea sunt la Tier 22. La Tier 23 avem acest skin pe XD, care vezi că e mișto și ăsta, merita un Tier 4, să fiu sincer. 100 de bănuți, încă 100 de bănuți la Tier 25 și un skin pe Smoke, care și ăsta arată bine. Avem un skin pe Vector, care arată destul de mișto. Apropo, băieți, oricum ați văzut, dar vreau să vă arăt că avem pe, unde e, mă? Pe M4. Da, avem pe M4, am uitat cum se numea. Nu mai știu cum se numea, Silencer sau nu mai știu, ceva în genul. Avem pe M4 Silencer-ul ăsta, care chiar e mișto și îmi place la nebunie, cel puțin mie îmi place extrem de mult, direct CSGO, nici nu mă gândesc la altceva, dar vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă acel Silencer se poate scoate sau nu. Eu zic că da, dar n-am, nu știu, m-am văzut că o pus și pe MP5 parcă sau ceva în genul Silencer de ăla, nu prea trebuia pe MP5, a făcut cam nasoală toată treaba asta. Avem un standard, avem un Tier 5 pe Scar, ok, stai așa, nu e ăsta, ăsta e, da, e la fel, mai că ăsta la fel, e șterpelit, e zgâriat, e toate alea. Dacă mă întreb pe mine, ăsta nu prea pare de Tier 5, să fiu sincer, nu, chiar nu pare. Avem o emblemă la Tier 29, Emboss. Și 100 de credite, băi, foarte mișto emblema asta, chiar îmi place. Iar iată-ne că am ajuns la finalul acestui PES, unde avem o animație gratis pe Scar, care e ok, chiar e mișto, având în vedere că e animație gratis și gen mă miră faptul că na, se dă animații gratis și e ciudată chestia asta. Hai, mai înțelegeam dacă era jos, gen unde trebuia să cumpere PES-ul, dar așa să fie gratis e puțin cam ciudat. Și avem, bineînțeles, și acest skin pe cuțit, care, bă, skinul ăsta îmi place la nebunie, nu știu, e mișto tare de tot. Numai pentru cuțitul ăsta aș lua PES-ul ăsta, fiindcă e tare, tare mișto și îmi place la nebunie, chiar arată bine. Nota acestui PES, deci nota acestui PES va fi de, băi, nu știu, e un PES chiar ok, e un PES decent, nu pot să mă plâng de el. E un PES bun, trebuie să recunoaștem, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 case-uri, cam nasoală treaba asta, un 8 merită PES-ul ăsta, un 8. Deci dau un 7.50, dar hai, treacă de la mine un 8 frumos acolo. Deci nota acestui PES este primește nota 8 de la mine pe scurt. Aștept și părerea voastră pentru acest PES. Cum vi se pare vouă, ce ați mai fi adăugat la el? Eu aș mai fi adăugat, sincer, încă vreo două case-uri, ceva în genul. Și, na, habar n-am. Aștept și părerile voastre acolo în secțiunea de comentarii. Cam ăsta a fost episodul, pe repede înainte, asta e. Eu am fost Alex, iar noi ne vom auzi data viitoare cu un nou episod. Salut!